Tinerii români, greci și italieni își găsesc cel mai greu un loc de muncă, arată datele Eurostat. Intrarea tinerilor pe piața muncii este complexă și implică mai mulți factori. Eșecul sistemului de învățământ, lipsa de motivație a tinerilor sau caracterul delăsător. Marian Marcu, sociolog, îți explică mai multe. La noi, pentru că la noi ne permitem să facem o analiză mult mai detaliată a rezultatelor și aș începe să spun că când ne referim la tineri, ne referim în terminologia europeană la populație NIF, adică populație 14-29 de ani care nu se află în sistemul de educație nici în câmpul muncii. Și, e bine, în rândul acestora, nivelul în România este de 22%. Nivelul de șomaj vorbesc. Dacă ne uităm mai detaliat, vedem că sunt 4 regiuni de dezvoltare care au un nivel peste 20% și o regiune care are un nivel de 10,6%, ceea ce este și targetul Uniunii Europene de a situa nivelul șomajului în rândul tinerilor 14-29 de ani undeva la 10%, și aici vorbim de București. Cele 4 regiuni care sunt la capătul opus sunt regiunea de centru, regiunea de sud-est, regiunea de sud-vest și regiunea de sud, cu procente între 30% și 23% al șomajului. Ei bine, dacă ne uităm și la distribuția pe regiunea promovabilității la bacalaureat, observăm că este destul de asemănătoare. Cele 4 regiuni sunt regiunile cu cele mai slabe performanțe din punct de vedere al promovabilității la bacalaureat, ceea ce ne dă un prim indiciu a faptului că nivelul de educație este direct, influențează în mod direct nivelul de șomaj. Pe de altă parte, putem să vorbim și despre sărăcie, pentru că, evident, există și hărți ale sărăciei la nivel de regiune și fără a fi surprinși de aceste statistici, cele 4 regiuni care am discutat mai devreme, regiunile de sud și regiunea de centru, sunt și regiunile în care nivelul de sărăcie, adică de risc de sărăcie și excluziune socială, este cel mai mare. Deci dacă vorbim de cauze, am vorbit primul rând de sărăcie, de faptul că sărăcia îngreunează accesul la educație, ceea ce duce la o rată de probabilitate a bacalaureatului mai mică.